Bun găsit, doamnelor și domnilor! Sunt Elena Parapiro, aceasta este emisiunea Orașul meu, iar invitatul meu din această seară este domnul președinte Costel Fotea, președintele Consiliului Județean Galați și președintele executiv al Partidului Social Democrat. Bine ați venit alături de noi, domnule președinte! Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră! Bine v-am regăsit! Am stabilit încă dinainte de începerea emisiunii că vom discuta despre ce s-a vorbit și ce s-a votat joi 28 septembrie la ședința de Consiliul Județean Galați. Dar până atunci aș vrea să vorbim despre ultima întâlnire, cea mai proaspătă întâlnire pe care am avut-o. A fost cu ocazia începerii de an universitar, atât la o universitate, cea privată, cât și la cea de stat din Galați. Au fost prezenți inclusiv ministrul cercetării, domnul Lucian Georgescu, domnul Laurel Nechita. Dumneavoastră știți foarte bine, pentru că ați fost acolo la prezidiu. Da, emoționant. Emoționant, după atâția ani am terminat prima facultate în 1998. Prima? Prima și a doua facultate. Așa de mult v-a plăcut să studiați? Deci nu v-ați mai duce la a doua facultate sub nicio formă de groază examenelor. Și a doua în 2006. Deși am terminat, deși făcusem o facultate, când am pășit pragul celei de-a doua facultăți, aveam emoții. Și acum, de fiecare dată, când merg la deschiderea anului universitar sau de la deschiderea anului școlar, mă încearcă o emoție pe care nu o pot descrie. Este o emoție de bucurie, pentru că... Este perioadă superbă. Atunci când am dat prima dată examen la facultate, cred că eram 5 pe loc, 5 sau 6 pe loc. Și după ce am luat la facultate și recunosc că nu am făcut pregătire. N-am făcut pregătire cu profesori, doar ce am învățat în clasa a 12-a. În toamnă am dat examen la facultate, am luat și bursă. O bucurie pe care nu aș putea să o descriu. Credeți-mă că nu le venea a crede părinților mei, eu nefăcând pregătire, nespunându-le, doar în ultima lună au aflat că eu o să dau la facultate și că să mă lase să învăț, și emoționant. Mai ales că m-am uitat la tinerii care erau în sală, la fel de emoționanți. Erau tineri de la Facultatea de Medicină și pe bună dreptate profesorul Nechita i-a întrebat: sunteți conștienți la ce vă înhămați? Normal că nu sunt. Pentru că este o decizie, cred unii, ușoară. Dar este o meserie foarte, foarte grea. Pentru că nu ești doar doctor pentru corpul uman, ești și doctor și medicul sufletului și medicul psihologic, psihic, tratezi uman. Ești omul care poate face diferența între viață e vorba și moarte. Vorbim despre cei de la Danubius. Iarăși, recunosc, a doua facultate am absolvit-o acolo, pe prima am absolvit-o în Iași. A doua am absolvit-o la Danubius. Emoționant și acolo, de fiecare dată de câte ori merg, am făcut 5 ani de zile facultatea acolo. Și mă uit cât de mult a crescut și facultatea de acolo. Avem Galațiu din punct de vedere universitar, avem istorie, dar credeți-mă și nu mă joc cu vorbele, cel mai bun ambasador al Galațiului la această oră sunt aceste două universități. Aceste două universități, prin studenții pe care are, prin profesorii pe care are, prin specializările pe care le au aceste facultăți, sunt cel mai bun ambasador al Galațiului la nivel național și la nivel internațional. Uitați-vă la studenții de la medicină care au reușit doar o facultate de medicină de 15 ani înființată să reușească să aibă grad mai mare de absolvenți sau număr mai mare de absolvenți la rezidențiat. Asta ce înseamnă? Înseamnă muncă, munca profesorilor, munca studenților, înseamnă că au luat lucrurile în serios. Uitați-vă la facultatea, la Universitatea Danubius, același lucru. De acolo au plecat avocați, sunt judecători, sunt experți contabili, sunt mulți oameni cu pregătire care, acolo unde se duc, vor avea pe buze Galați. Pentru că la toate conferințele internaționale participă aceste universități. Și atunci
trebuie să le mulțumim că sunt cel mai bun ambasador al Galațiului. Printre altele, știu că l-am văzut în colajul de fotografii de la Universitatea Danubius și pe actualul ministru de justiție, care a predat, domnul Tudorel Toader, a predat la Universitatea Danubius din Galați. Da. E o reprezentare academică absolut meritoasă din partea Galațiului. Da, trebuie să fim mândri. Trebuie să fim mândri, mai ales că la ora actuală sunt cu studenții pe care iau cele două universități și la Chișinău și în exterior și masteranzi și doctoranzi, au ajuns la 19.000 de studenți. Deci sunt 19.000 de studenți care se cursează la Galați și nu sunt din Galați, sunt din afară, din județele limitrofe, dar sunt și din afara țării, din Franța. Erau studenți, îmi povestea rectorul de la Universitatea Danubius, studenți din Cipru, studenți din Franța, studenți din multe alte țări care studiază acolo, din Africa. Adică un ambasador mai bun nici că se poate. Facultatea de medicină are secție deschisă la Bologna. Da. Adică sunt profesori români care predau acolo. Sunt studenți străini cursați de către profesori români. Da, asta este ce înseamnă? Facultate din țară care se bucură de un asemenea exact. Privilegiu. Exact. Și au trecut doar 15 ani de când s-au înființat și în cel mai scurt timp, înțeleg de la profesorul Nechita, de la ministrul Georgescu și de la profesorul Firescu, că în cel mai scurt timp sunt șanse să fie școală doctorală în medicină la Galați. Absolut fantastic. Adică... E timp record ăsta. Mai frumos de atât, nici că se putea. Felicitări lor, felicitări bobocilor care se pregătesc acum probabil de balul bobocilor. Ați fost un student sârguincios? Nu fost. Cel mai sârguincios. Dar am fost un student care a luat tot timpul bursă. Asta spune cam tot. Deci n-am fost cel mai sârguincios, dar recunosc că am... Ați fost eficient, da? Am un singur semestru nu am luat bursă și am văzut cât de greu îmi este fără bursă și după aia am zis, întâi îmi asigur bursa și după aceea distracția. Domnule președinte, mergem din mediul academic către mediul cât se poate de social, de urban. Am avut târgul de toamnă la sfârșitul săptămânii trecute și este o sărbătoare populară extrem de iubită de gălățeni, la care au venit peste 300 de producători. Acolo s-au întâmplat lucruri de asemenea foarte frumoase. A fost o abundență de culori și de arome ale sezonului de toamnă. Știți, toamna se numără bobocii, toamna se bucură toți cei care fac agricultură. Eu am făcut agricultură. Și am făcut agricultură vreo 12 ani, aproape 14 ani de agricultură. Știu ce înseamnă. Credeți-mă că atunci, în 1998, am terminat facultatea. Imediat, la 3 luni de zile, m-am angajat. Nici 3 luni de zile, la 2 luni de zile după ce am terminat facultatea, m-am angajat și am lucrat în producție. Dacă este să compar agricultura anului 2017 cu agricultura anului 1999, pe 9 ianuarie, când m-am angajat, credeți-mă că este o diferență fantastică. Adică erau perioade în care nu se dădeau salariile la oameni, nu aveai utilaje, nu aveai unde să desfaci marfa, prețurile erau mici. Acum, după ce s-a intrat în Uniunea Europeană, au fost programe de dezvoltare în agricultură, agricultorii români, cu profesionalismul lor, au reușit să aducă agricultura românească aproape de nivelul țărilor din Uniunea Europeană, care erau cu ștate vechi în producerea, de exemplu, în producerea legumilor. La ora actuală ne batem cu țările din Uniunea Europeană și la cantitate, la calitate, sunt sigur că suntem cu mult peste ei. Și vorbim despre o agricultură performantă, vorbim despre producție. Și despre plantele tehnice, putem să spunem exact. Că suntem pe primul loc. Ne-a spus domnul Floricel Dima, subsecretarul de stat la agricultură, suntem pe primul loc la export în Europa. Asta spune stăm bine. Deci stăm bine. Din păcate există și, știți cum e, nu putem vedea doar lucrurile frumoase și nu, să nu le vedem și pe celelalte, să le spunem pe nume. Există o piață concurențială. De multe ori
când vorbești despre capitalism, piața asta concurențială uneori este mai ortodoxă așa, alteori mai puțin ortodoxă, pentru că vin producții, vin produse din afară, producții mari și vin atât din spațiu comunitar cât și extracomunitar. Astfel că producătorii români trebuie să facă față avalanșei de produse din exterior, care, de ce să nu recunoaștem, noi încă mai suntem deficitari la capitolul asociere. Pentru că în exterior sunt cooperative agricole. Se cheamă traume ale trecutului, nu? Da. Da, fiecare mi-am văzut bucățica mea, lucrez bucățica mea, obțin producție și profit de aici și nu mă interesează ce face vecinul. Nu. Cei din exterior sunt asociați în asociații din astea agricole, au reușit să-și facă câte un depozit frig și ca atare pot să asigure produse agricole pe o perioadă mai lungă de timp. În schimb, producătorii români, din păcate, produc produse de calitate pe o perioadă scurtă de timp și neavând unde să le desfacă, să desfacă o perioadă scurtă de timp, automat și prețurile mici. Din păcate. Dar dacă ne uităm la ce ați văzut în târgul de toamnă, credeți-mă că am fost foarte impresionat de felul cum evoluează acest târg de toamnă organizat de administrația pețelor an de an, împreună cu Direcția Agricolă și Consiliul Județean, Primăria, evoluează foarte bine. Adică dacă vorbim de și discutam cu directorul de la administrația pețelor și dacă au început cu 18 producători care au venit să expună, uitați că în 2017 erau 300 de producători care au venit să expună produsele agricole la Galați. Asta spune mult despre modul cum a evoluat agricultura gălățeană, spune mult despre calitatea produselor gălățene. Într-adevăr, mai este mult de muncă și aici mă refer la irigat, pentru că județul Galați este un județ preponderent agricol. Avem suprafață foarte mare de... Și un bazin legumicol extrem de important. Așa este. Și dacă se va reuși cu subvențiile date de către guvern și mai ales că sunt programe acum și pentru irigat și se va extinde sistemul de irigații în județul Galați, credeți-mă că va fi mult mai bine și ne va fi mult mai bine, că nu văd ce ne-ar împiedica. Avem cea mai mare suprafață hidrografică din România, cred că avem Prutul, avem Siretul, avem Dunărea, suntem înconjurați de ape, în interior avem foarte multe râuri, pâraie, care uneori așa, chiar ne creează și inundații. Avem costuri foarte mari n-ar pe trebui apă. Să avem costuri foarte mari pe apă și mai e un lucru extraordinar. Guvernul, ați văzut că subvenționează și inclusiv apa pentru irigat. Adică un lucru extraordinar. Dar încă o dată, felicitări tuturor producătorilor pentru că au reușit performanța și reușesc performanța nu numai de a produce produse de calitate, dar și a ține pasul cu o piață concurențială. Era un producător de miere de albine și îmi spunea, domnule, la ora actuală am obținut producție, dar este o avalanșă de, și o cantitate intrată în România de miere de albine din spațiu extracomunitar, n-am să spun numele țării de unde provine, încât la ora actuală îmi creează și îmi face o mare concurență și îmi creează probleme. Ca mamă vă mărturisesc, caut produsul autohton, îmi doresc copilul meu să mănânce cât mai curat, pentru că știu că nu sunt lucruri infestate și au și gust foarte bun, au gust de roșia pe care o știu dintotdeauna. Au gust, uitați-vă ce, un exemplu. Uitați-vă ce bine a mers programul guvernului pentru de susținerea și de subvenționarea producției de tomate, 3.000 de euro. Exact. Deci e extraordinar de bine a mers. Și oamenii chiar au făcut acest și au accesat acest program. Și ajungem la subiectul despre care discutam în debutul emisiunii, ședința de joi 28 septembrie a Consiliului Județean Galați.
a fost în acel moment votat faptul de a se recalcula, de fapt, costul pentru Muzeul de Artă Vizuală, o nouă clădire care ar trebui să apară, care va apărea, ați spus dumneavoastră, în Parcul Rizer. Fac o paranteză aici. Vă rog. Vreau să le mulțumesc colegilor mei, consilieri județeni, tuturor consilierilor județeni, pentru că în premieră, ședința din 28, a fost ședința în care a fost un vot unanim. Adică n-a fost nicio abținere, n-a fost niciun vot împotrivă. Am remarcat că... Deci a fost prima ședință, nu de când sunt eu președinte de Consiliul Județean. Nu știu dacă au mai fost ședințe în care toate proiecte, deci nu vorbesc de un proiect, pentru că ședințe în care un proiect a trecut cu unanimitate de voturi au fost, dar o ședință în care toate proiectele să treacă cu unanimitate de voturi. Deci nu a mai fost așa ceva. Unii îmi spun că, doamne, nici nu știu dacă a fost vreodată. De aceea le mulțumesc colegilor. Asta înseamnă că suntem o echipă acolo și că proiectele cu care venim sunt proiecte pentru dezvoltarea județului și pentru cetățeni. Mai înseamnă și faptul că, totuși, consilierii județeni chiar lucrează în beneficiul gălățeanului. Și vă mărturisesc acum din culisele presei, toată lumea este de acord că dacă e cineva să se certe, probabil se ceartă la comisie, pentru că acolo sunt lucruri serioase de făcut. Mai sunt discuții în contradictoriu, să nu le spunem șicane, ci discuții în contradictoriu, pentru că este normal, este firesc. Dar chemăm aparatul tehnic, explică problema și atunci discutăm și analizăm, pentru că e posibil, sunt... consilieri județeni care vin din toate domeniile, și ingineri constructori, și medici, și economiști, și juriști, și avocați, și tot așa mai departe. Din toate domeniile, și învățământ, și atunci e normal ca în momentul în care ajungi pe un domeniu unde un inginer constructor cunoaște problema foarte bine, să vină cu întrebări suplimentare. Și atunci este și benefic și pentru noi, ca și județ, pentru că un astfel de consilier se implică și că ajunge proiectul pe masa Consiliului Județean într-o formă legală și corectă. Să ne referim acum și la Muzeul de Artă Vizuală. Vom avea Muzeu de Artă Vizuală. Ați spus lucrul acesta. L-ați zis și înainte de a fi președintele Consiliului Județean, iar acum iată că vă țineți de cuvânt. Este o nebuneală. Nu știu dacă pot să spun că este o nebuneală din aia negativă, dar sper să fie o nebuneală pozitivă, pentru că ce am mai spus povestea și într-un minut, în 10 secunde o închei. Sunt foarte mulți artiști care vor să expună la Galați. Muzeul de Artă Vizuală de Galați, când vorbim despre Muzeul de Artă Vizuală din Galați, este primul muzeu de artă vizuală din România. Sunt mulți artiști din țară și de peste hotare care vor să expună aici. Sunt programări aproape cu 12 luni înainte până ajunge un artist să expună la Galați. Și nu este normal. Deci nu este normal să nu ne îndreptăm și spre artă. Și ați văzut Muzeul de Istorie, Lapidariumul este nou, Casa Colecțiilor, ca Farmacia Țin, cum o știu toți, intră în reabilitare. Casa Cuza, Muzeul Casa Cuza, este și pentru el contract și intră în finanțare cu fonduri europene, reabilitare și modernizare. Biblioteca Vea Urechea arată bine, este în subordinea Consiliului Județean, arată bine. La Muzeul de Științe ale Naturii arată și acolo bine. Mai avem câteva proiecțiile mici cu fonduri europene pentru acvare și pentru ce mai avem acolo de câteva dotări. Și atunci singurul muzeu din subordinea Consiliului Județean care îi expuneam și aveam deschidere la piață era Muzeul de Artă Vizuală. Era varianta să luăm o clădire, să o recondiționăm și să-i dăm utilitate Muzeul de Artă Vizuală. Dar sincer, avem acest proiect frumos, care a câștigat
locul întâi. Clădirea este splendidă. Da, a câștigat locul întâi la un concurs al arhitecților pe România. Este superbă. Are Consiliul Județean teren în Parcul Rizer. Recunosc că timp de un an de zile, împreună cu colegii de la Consiliul Județean, ne-am străduit să găsim o axă de finanțare cu fonduri europene, să găsim un program. Ne-am dus pe programe europene, ne-am dus pe programe norvegene, pe transfrontaliere, pe guvernamentale. O să facem un efort. Nu este foarte mare efortul pentru Consiliul Județean, pentru că investiția se va derula pe o perioadă de timp de 3 ani de zile, 2 ani și jumătate, 3 ani de zile maxim, și vom face o investiție din fonduri proprii. Galațiu are nevoie și Galațiu trebuie să aibă un astfel de muzeu de artă vizuală la Galați. Pentru că dacă ne gândim numai ce conțin depozitele muzeului, că avem tablouri de Grigorescu, de Tonița și sunt doar câțiva. Și nu există loc de a le expune, pentru că spațiul actual, deși bine că există și ăla, nu permite, nu are practic suprafața necesară pentru a scoate din depozite. Avem atelierul de restaurare, l-avem într-o zonă. Clădirea administrativă în altă parte. Clădirea administrativă într-o parte. Tablourile le avem depozitate într-o altă parte. Prin anumite zone mai și curge puțin apa așa când plouă. Da, e o poveste întreagă acolo. Și povestea este întreagă. Și atunci nu poți să faci artă, pentru că sunt obiecte de valoare acolo. Deci sunt obiecte de valoare. Nu, avem un adevărat tezaur național. Grigorescu. Sunt obiecte de valoare. Deci, credeți-mă, e foarte important muzeul. Așa este. Și mai este un aspect. Din punct de vedere al infrastructurii, al proiectelor de construcție, ați văzut că m-am aplecat foarte mult spre ele. Dar avem nevoie și de cultură. Deci dacă nu ne aplecăm și spre cultură, nu putem să avem, dacă nu avem trecut, nu avem viitor. Sperăm ca demersul dumneavoastră să inspire. Am fost astăzi la conferința de presă organizată la Teatrul Dramatic Fanny Tardini și acolo se vorbea despre faptul că poate cândva și Teatrul Gulliver, destinat copiilor, își va relua personalitatea juridică și își va găsi un spațiu. Ar fi extraordinar de asemenea un demers important pentru cultură, pentru că începe de la cele mai mici vârste. Așa este, trebuie să insuflăm și copiilor și tinerilor dragostea de cultură, dragostea de artă, dragostea de frumos, pentru că la ora actuală societatea este așa cum e mai dură, pentru că e o altfel de societate când vorbim despre capitalism. Acolo trebuie să supraviețuiești. Dar, încă o dată, repet, nu putem să neglijăm cultura. Eu nu sunt unul dintre cei mai mari oameni de cultură. Nu pot, dar credeți-mă că iubesc cultura, conștientizez ce înseamnă cultura pentru un popor și de aceea am să mă aplec tot timpul spre învățământ, spre cultură, sănătate, pentru că dacă nu le avem pe astea, nu avem viitor. Iată că viziunea întotdeauna va face diferența. Pe final de emisiune aș vrea să ne referim la faptul că au fost de asemenea votate în Consiliul Județean, ședința de Consiliul Județean de joi, 28 septembrie, reabilitare, modernizare pentru ambulatorii, pentru extinderea ambulatorilor. Este vorba despre extinderea ambulatorilor de specialitate. Și când vorbim de ambulatorii de specialitate, vorbim de ambulatorul de specialitate de la Spitalul Județean, ambulatorul de specialitate de la Spitalul de Pneumoftiziologie, Spitalul Târgu Bujor și, bineînțeles, ceea ce se și lucrează în momentul de față, extinderea unității de primiri urgențe a Spitalului Județean. După ce, împreună cu colegii consilieri județeni, ne-am aprobat, practic, transferul și administrarea acestui patrimoniu, în momentul de față, nu cred, sunt sigur că săptămâna asta până la sfârșit sunt gata proiectele pe cele trei ambulatorii de specialitate, iar extinderea UPU va fi probabil gata până la 15 octombrie sau poate 20 octombrie. Deci ca atare se lucrează într-un ritm alert,
Ar fi fost frumos dacă am fi avut posibilitatea să dezvoltăm ce înseamnă aceste ambulatorii de specialitate, pentru că dacă vorbim de ambulatoriu de specialitate, nu vorbim doar despre construcții, vorbim despre cabinete medicale care vor fi dotate cu aparatură medicală. Deci în funcție de specializarea pe care noi, sau de destinația pentru specializarea ce se va desfășura activitatea acolo, va avea dotare și dotare medicală. Nu vom face doar o clădire cu pereți frumoși, cu toaletă, cu vestiar și tot așa mai departe. Fiecare cabinet va fi dotat. Știu că ați menționat Târgu Bujor și secția de pediatrie, mi-amintesc eu exact, vă referați la medic sau vă referați la dotare? Nu, secția, când m-am referit la secție de pediatrie, m-am referit la construcție nouă pentru Spitalul Târgu Bujor, secție de pediatrie, pe fonduri transfrontaliere. Adică, în momentul de față, după ce vom depune și aceste proiecte, credeți-mă că Consiliul Județean, în momentul de față, a accesat și a depus proiecte pe toate programele și axele de finanțare deschise cu fonduri europene. Deci, din 2017 decembrie, practic, dacă vor mai fi ceva proiecte, vor fi proiecte mici de 200.000, 300.000 de euro. Dar proiectele mari au fost în 2017, exact ce spuneam în emisiunea dumneavoastră, că anul ăsta, cine muncește, reușește să aibă și satisfacții 2018-2019. Cine nu muncește, va reuși să administreze doar un buget propriu. Domnule președinte, din nefericire sunt eu în timpul la locul de emisiune. Vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat. Invitați-mă și dumneavoastră la o emisiune mai lungă. Trebuie să nu punem problema asta. Aștept să ne revedem în cel mai scurt timp și să continuăm discuția, pentru că au rămas atât de multe subiecte, iar dumneavoastră, doamnelor și domnilor, vizionare plăcută în continuare. La revedere!